Lucrare de aproape 700 de pagini, structurată pe 7 părți, fiecare cu titluri care trezesc un interes imediat din partea cititorului. Perceperea greșită a României, ținta denigrarea instituțiilor și politicilor de apărare a României, deturnarea politicii externe a României, cu asemenea prieteni, cine mai are nevoie de dușmani și 15 capitole în total, cartea doctorului Watts suscită interesul unui public larg și divers, de la cei care nu au trăit în perioada respectivă și doresc să o cunoască, contemporanii evenimentelor care acum găsesc răspunsuri la unele întrebări pe care și le puneau în perioada respectivă și nu au o perspectivă clară asupra acestora, până la cercetători și istorici care găsesc în această lucrare un instrument de lucru de o certă valoare. Foarte pe scurt, cu totul aleatoriu, am ales să evidențiez doar două subiecte în care cartea cred că aduce elemente concrete noi. Dezacordul cu privire la terorismul internațional. Ceaușescu s-a opus direct opiniei promovate de partenerii din blocul sovietic și împărtășite de forțele radicale din Orientul Mijlociu, anume că refuzându-se alte mijloace, utilizarea terorii, denumită război de gherilă, constituia o modalitate legitimă de exprimare politică. Prin aceasta se dorea, de fapt, legitimarea sprijinului acordat terorismului, asimilându-l unor scopuri mai onorabile. Ceaușescu a reiterat poziția singulară a României în cadrul Alianței Sovietice, care afirma că terorismul, amenințând viețile omenești și dezvoltarea societății, era incompatibil cu teoria revoluționară a democrației și cu drepturile umane, declarând, citez, terorismul nu poate sluji niciodată ca o formă de luptă politică, în niciun fel de circunstanțe, indiferent de problemele care trebuie soluționate într-o țară sau alta, terorismul nu face decât să complice situația și să anuleze soluțiile diferitelor probleme. De altfel, în perioada anilor 1970, în timp ce mare majoritatea țărilor socialiste susțineau radicalismul arab și sporeau tensiunile arabo-izraeliene, conducerea României încerca să susțină dialogul între arabi și izraelieni și să-i atragă pe palestinieni în activități legitime de constituirea unui stat și negocieri directe cu Israelul. Refuzul României de a contribui la operațiunile pactului de la Varșovia în timpul războiului din octombrie 1973 justifica, conform ministrului al apărării din acea vreme, Grecico, o intervenție armată împotriva României despre care acesta sugerase că ar fi fost aprobate de cele mai înalte niveluri ale PCUS. Brejnev convenise că era evident imposibil să permită României să sfinteze în continuare orientarea politicii sovietice în Orientul Mijlociu, iar Grecicul informase pe Brejnev că, citez, armata sovietică este pregătită și că operațiunea putea fi pusă în aplicare mult mai devreme decât în cazul Republicii Socialiste Ceoslovace. Al doilea exemplu. Izolarea RSS moldovenești de activitatea subversivă a României. Liderii sovietici ai RSS moldovenești considerau extrem de îngrijorător faptul că numărul vizitatorilor români în Republica lor îl depășise pe cel al bulgarilor după 1973, apropiindu-se de 22.000 în 1978, 22.000 de vizite. Concomitent, numărul turiștilor moldoveni sărise de la numai 249 în 1971 la aproape 1000 în 1978. Această sporire a dus la solicitări repetate ale biroului politic al PC moldovenesc pentru reducerea lor drastică. În anul 1978, Ivan Bodiul, liderul del partid al RSS moldovenești, i-a cerut într-o scrisoare lui Iuri Andropov o extindere considerabilă a forțelor KGB deja existente în Republică pentru a lucra împotriva adversarului.